festinul culinar de sărbători și de 1 mai. Ne întoarcem la rutina zilnică, dar poate cu niște kilograme în plus. Dornici să facă mișcare, românii iau cu asalt în aceste zile sălile de fitness, dar și parcurile unde se pot antrena gratuit. Specialiștii spun că există exerciții utile care promit și rezultate rapide. În acest complex sportiv din Cluj-Napoca, oamenii au ieșit la mișcare încă de la primele ore ale dimineții. Acum, după sărbători, simțiți nevoia de puțină mișcare? Avem timp. Avem timp și putem ieși cu concediu prelungit. A fost prima zi fără ploi în Cluj, după sărbătorile pascale și 1 mai, așa că toată lumea a vrut să profite de aparatele în aer liber sau să alerge în jurul terenurilor de tenis și basket. Azi am hotărât că ieșim în parc până nu vine din nou ploaia. Și fetele se joacă pe la aparate și eu le urmăresc și eu să mergem pe circuit să ne dăm cu rolele. Urmează de luni școală și servici și să fim în formă. Ce vă place cel mai mult să faceți aici în parc? Mie îmi place să mă cațăr și să mă dau cu rolele. Și ție? Mie îmi place tot de aici. Mulți vin în parcurile unde antrenamentele la aparatele montate în aer liber sunt gratuite. Acest tânăr vine aici săptămânal. Este foarte bun, aproape ca o sală. Deci tot ce se face în sală poți să faci și aici, de la tracțiuni, ridicări de bară, orice. Specialiștii sunt de părere că în această perioadă sportul este important oriunde este practicat. În prima dată trebuie să facem o încălzire, undeva la 10 minute de alergat. Alergare ușoară, după care putem să facem biceps, îndreptări, genoflexiuni la haltere, văd că sunt și haltere, după care putem face abdomene, putem să facem la spate tracțiuni. Cum o să fac o îndreptare? Ideea să îndoi în genunchi, spatele drept, privirea în față. Aceasta este o îndreptare pentru spate. Cel puțin 20 de minute de mișcare pe zi pot fi de mare ajutor în procesul de slăbit, dar și pentru întărirea musculaturii. Dacă vreți să scăpați de kilogramele acumulate de sărbători, trebuie să aveți însă un plan bine pus la punct. Ideea principală este să ne facem o detoxifiere, să mergem mai mult pe legume, fructe de sezon. Important este ca sportul și alimentația să fie în echilibru. În cazul în care nu știți ce program de slăbit vi se potrivește, ar fi bine să apelați la un personal trainer care va alcătui un plan alimentar și vă va spune ce tip de mișcare ar trebui să faceți ca să scăpați de kilogramele în plus.